Salutare, dragi copii! Citim o poveste interesantă. Haideți să citim. Lupul și cei șapte iezi A fost odată o capră bătrână care avea șapte iezi, pe care îi iubea din toată inima. Într-una din zile i-a chemat pe toți lângă ea și le-a zis, Dragii mei copii, trebuie să merg în căutare de hrană și de aceea trebuie să vă las singuri. Să vă feriți de lupul cel rău. Deseori el se preface, dar îl puteți recunoaște după vocea lui aspră și picioarele negre. Iezii i-au promis să nu deschidă nimănui ușa casei și astfel capra a plecat liniștită. Peste scurt timp, cineva a ciocănit în ușă strigând. Deschideți, dragi copii, a sosit mama voastră. Dar iezii au răspuns, tu nu ești mama noastră, ea nu are voce atât de aspră. Lupul a fugit la becan cerându-i cretă, a înghițit creta și iată vocea sa a pierdut din asprime. Din nou s-a prezentat la ușa iezilor. Copilașii mei dragi, deschideți-mi ușa! Pentru fiecare din voi am adus câte ceva unul dintre ei și a adus aminte de vorbele mamei și a zis celui de afară, Mai întâi arată-ne piciorul tău. Fără să gândi mult, lupul și-a ridicat piciorul negru până la fereastră căsuții. Văzându-l așa negru, ei au strigat în cor. Nu-ți deschidem ușa! Mama noastră nu are picioare negre! Tu ești lupul!" Furios, lupul a fugit la brutar. Meștere, întindem din aluatul tău proaspăt pe picioare." Brutarul s-a mirat de cererea lupului, dar i-a arătat locul unde era aluatul proaspăt, iar lupul și-a introdus piciorul în aluat. De la brutar, lupul a fugit la morar. Din ușă i-a strigat, Morarule, presară în făină albă peste picior!" Morarul l-a văzut pe lup cu piciorul umplut de aluat și l-a auzit vorbind cu glas înalt, neobișnuit, și în sinea sa se gândi, ăsta are intenții rele. De aceea i-a răspuns, nu, n-am să fac ceea ce-mi ceri. Dacă nu o faci, am să te împulec, i-a răspuns lupul. Ce i-a rămas de făcut morarului? Vrând nevrând a îndeplinit porunca lupului. A treia oară s-a prezentat lupul în fața casei iezilor, zicând: Deschideți-mi, copii! Draga voastră măicuță s-a întors și a adus fiecăruia ceva frumos din pădure. Dar iezii au răspuns: Arată-ne întâi piciorul, ca să fim siguri că ești mămica noastră. Lupul a ridicat piciorul, acoperit cu aluat și făină până în fereastră. Când iezii au văzut piciorul alb, au crezut că este într-adevăr mama lor și au deschis ușa casei. Dar cel care a intrat nu a fost altul decât lupul. Când iezii l-au recunoscut, au țipat din răsputeri și au fugit îngroziți prin cameră. Fiecare a căutat să se ascundă undeva cât putea de bine. Unul s-a târât sub covorașul cu dungi din fața patului, al doilea s-a furișat în pat, ascunzându-se sub plapumă, al treilea s-a urcat în sertarul mare al scrinului, iar al patrulea, al patrulea încerca să se tărască sub ligian. Ce a făcut al cincilea ed? Acesta s-a urcat pe dulap. Al șaselea zeșor, speriat cum era, a căutat Aruncându-și privirile prin cameră, un loc unde să poată să se ascundă. A încercat să se târască sub supat, dar capul era prea mare. Și unde s-a ascuns al șaptelea, cel mai mic dintre ei? Fără să fi fost văzut, s-a urcat în dulăpiorul ceasului cu pendule, trăgând ușa după el. Lupul i-a găsit pe toți și i-a mâncat. Rând. Numai pieduțul cel mic, ascuns în ceasul cu pendule, lupul nu l-a găsit. Acesta a rămas în viață. Sim Simțindu-se plin și sătul, lupul a plecat din casa caprei și s-a culcat pe iarba verde din poiană sub un arbore. La scurt timp, după cele întâmplate, s-a întors acasă capra mamă. Cei văzură ochii, ușa de la intrare era complet deschisă. Am murmurat i-a speriată, presimțind că se întâmplase ceva rău. Într-adevăr, după ce a pășit peste pragul ușii, a rămas ca trăznită. Nici urmă de copii, masa și scaunile erau răsturnate, sertarul scrinului scos afară, ghiveciul cu flori spart în bucățele. Mama capră și-a chemat copiii pe nume, pe rând, dar nimeni nu i-a răspuns. De acum era sigură că nu mai lupul a putut trece pe aici și numai el i-a mâncat copiii. Mama capră, plângând după copiii ei, a încercat să-și mai strige odată pe nume. Și ce să vezi? Când a strigat numele celui mai mic ied, a auzit un glas jalnic. Mamă, dragă, sunt ascuns în dulăpiorul pendulei. Imediat capra l-a ascuns, l-a scos din ascunzătoare, sărutându-l și îmbrățișându-l. Iedul i-a povestit mamei cum a reușit lupul să-i prindă și să-i înfulice pe toți cei șase frații ai săi. Mama capră a plâns mult. Bieții mei copii se vaită e fără încetare. Supărată cum a fost, a fugit afară cu iedul după ea. Când au ajuns în poiană, lupul era culcat sub un arbure. Sfărăia atât de tare încât tremurau ramurile. Capra mamă s-a furișat cu grijă până lângă lup și se pregătea să-și înfigă coarnele în pântecele lui. Dar deodată a văzut că în burta lupului se mișcă ceva. Poate mai trăiește vreunul dintre copii, s-a gândit ea la zgălțit ușor pe lup, dar acesta sforăia dormind dus. Atunci capra mamă l-a trimis pe ieduțul cel mic în casă să-i aducă ac, ață și foarfice. În cu acestea, capra mamă i-a tăiat lupului burta cu foarficele. Chiar după prima tăietură s-a evit căpșorul unui ieduț și pe cum tăia mai departe săreau pe rând toți cei șase iezi din burta lupului. Erau toți vii și fiindcă lupul în lăcomia sa îi înfulecase pe de-a întregul. Ce bucurie mare pentru capra mamă! și-a îmbrățișat și sărutat copiii, plângând de bucurie, a umplut apoi cu bolovani burta lupului și a cusut-o la loc. Între timp, capra mamă îi întrebă cum s-a putut întâmpla una ca asta. Nu l-ați recunoscut pe lup după voce? La început l-am recunoscut, a povestit un ied, dar a doua oară când a venit, glasul său a fost subțire de tot, chiar așa și cum a fost cu picioarele lupului?" a întrebat mama capră din nou. Ei și la asta ne-am gândit, a povestit altul dintre ei. Prima dată lupul a trebuit să ne arate picio piciorul și pentru că era negru, nu i-am deschis ușa și eduțul cel mic a completat. Dar după aceea a mai venit dată și ne-a arătat un picior alb. De ce i-am dat drumul în casă? Ticălosul, spuse mama capră, când lupul s-a trezit, s-a ridicat greoi și pentru că era sete a vrut să fugă până la fântână să bea apă, dar de la primul său pas, pietrele din pândecele său se loveau între ele și îi făceau un zgomot neobișnuit. Uimit, lupul s-a gândit, ce hodorăjește oare în burta mea? Am crezut că sunt șase iezi, dar acum s-a urit de parcă ar fi bolovani. Cu greu s-a tărât lupul până la fântână, dar când s-a plecat peste marginea fântânii ca să bea apă, pietrele din pântecele său l-au tras cu capul înainte în fântână, unde s-a înnecat. Cei șapte iezi, ascuși după un tufiș, au urmărit întreaga întâmplare. Iar când lupul a căzut în fântână, au ieșit din ascunzătoarea lor și au pornit o horă în jurul fântânii, împreună cu mama lor, cântând fericiți. Lupul a murit. Ce ziciți? A fost interesantă povestea? Da, desigur că da. Vă mai aștept la povești. Vom mai citi. Pe curând, iar acum vă zic la revedere!